Salutare, frați peloponezi. Stați așa un pic că trebuie să înreglez și eu astea pe aici și bă, la mașină 2018 merge aerul, măcar asta e bine. Chiar dacă nu-mi place mie cum e așa, cu schimbătorul ăsta, dar măcar îmi merge aerul. Ceea ce este extraordinar de bine pentru că iar este foarte cald. Bă, frate, s-a dat vremea peste cap. Tot așa un pic, că nici m-am uitat la voi până acum. Salutare. Băi, începem o nouă zi de truchireală. Iarăși este ora 3. O să trebuiască să vă obișnuiți cu orele astea. 2 secunde. Ce căutam? Stai așa că nu e așa. Păi, astăzi mergem din nou în Scoția. Mergem la Falkirk de data asta. N-au mai fost de ceva vreme la Falkirk. Bă, tind să cred că dacă o să am așa joburile astea cu Scoția, cred că o să-mi placă, frate. Deci eu nu am. Înainte aveam probleme cu Scoția asta. Bine, probabil dacă o să fac mult timp, o să am probleme și cu asta. Dar e mișto, frate, că e lejer, adică nu fac muncă. Mă duc, conduc, schimb un vagon și mă întorc. Ceea ce este mai mult decât Blanao pentru mine. Blanao. Mamă, ce bine că merge aerul mașina asta. Doamne. Era încăpiat. Fără aer. Doamne ajută la toată lumea. Băi, vedeți ce tricou am? Dragnea, lua-mi mielul în brațe. Cu dedicație specială. Băi, stați așa un pic. Mi-am luat și eu fluturat și dosarul pe ultimele 3 săptămâni de concediu. De fapt, nu. Mai am încă o săptămână de concediu, care va fi plătită joi. Și am înțeles că de săptămâna asta, ci că intră în vigoare mărirea de salariu care se va plăti anticipat de la 1 aprilie, adică nu, o să ne dea bani și din urmă. Am mai mărit cu vreo 20 de pici, ceva de genul ăsta, pe rata orară, în loc de 10, 10, 28, 10, 48, ceva de genul ăsta. N-am avut timp să mă uit acolo, o să mă uit când vin. Că am zis că se iau ăsta și să plec. Dar se pare că, ia uitați ce frumos mi-a lăsat colegul care l-a avut înainte. Sorry, out of time. Deci nu avem motorină, nu avem AdBlue. Bine, AdBlue e consumat cât un sfert. Deci nu alimentez, alimentez când vin, dacă am timp. Așa că mergem să băgăm și noi benzină, Doamne, să băgăm motorină. Facem și noi verificare, bine, camionul e nou, nu prea e ce să verifici. Mergem, ne agățăm vagonul, bă, cred că am double decker la ăștia, nu? Da, double decker. Și plecăm spre Scotland și frumos, elegant. Iar vorbim frumos, elegant, avem și timp. Pe zi e lumină. Și avem timp să vorbim frumos pe A66 pe acolo. Vedem ce mai bălmăjim și astăzi. Așa că, frații mei, peloponezi, nu plecați, truchereala de bea începe, așa că haideți să procedem. Haideți cu mine. Cred că avem o problemă. Nu găsim vagonul. De fapt, numărul de vagon l-am verificat. Hello? Hi, I'm Adrian. Hello, mate. I need to pick up a trailer from the yard and go to Falkirk. But yeah. But the number of trailer it's wrong, I think, because 154 it's a Daventry. I check it on defect office. Thanks. What's the trailer number say on there, load pan, mate? 2283646. Yeah, I think it might be 159, mate. 159? Yeah. Okay, I will check it. Yeah, 159, mate, looks like. Okay, thank you. Cheers, Adrian. Cheers, bye-bye. Bye. Da, se pare că ci că este 159. se pare că e 159, în loc de 4, e un 9, dar în fine, nu știu. Mă duc să văd. Bine că am verificat-o. Bine că am rezolvat-o, sau sper să o rezolv. Oricum, deja am pierdut vreo 10 minute de condus doar aici, doar pe aici, prin firmă. Deci, probabil o să am nevoie de o pauză. Până acolo, oricum, descărcare la foarte târziu, la 11 noaptea.
Am drum, am timp căcălău. Danke, danke, danke. Am timp căcălău, boss. Boss, cablurile. Sus că uitat. Nu că am crezut, chiar a uitat. Bă, frate, uite și tu. A plecat cu cablurile. N-a plecat încă. Dar a plecat, frate, l-a întins la maxim. Și că e nebun. 1.59. Unde dracu găsesc eu 1.59? Mamă, ce e aici, e teroare. Revin numai, că o lălăim, revin. Frații mei peloponezi, am și plecat din firmă, intrăm acum pe A66. Ia uite cu un tir de România, cu desene pe el, cu România. Ăsta e tare mândru, bravo mă omule. Dacă tu ești mândru, bravo ție. Cine dracu o fi? Vlase, dar cine are camion de ăsta așa? Până la ajung eu, dacă sunt încărcat. Asta e că a zis că Vlase l-a citit că a intrat în faliment, în dracu să-l pieptăne. Mari transportatori ai României. Magnetarii șefi. Bă, fraților, am fost de dimineață cu mașina la băieția la service. Am făcut programare pentru joi. Nu avea cum să, adică trebuie să dea suspensia jos și să o pună după aia iarăși la același nivel, la aceeași treaptă de înălțime și să vadă care e problema. Și a zis că nu poate să o facă pe loc și că să vin joi pe la un 11 să fiu la ei. Sper să nu am mâine vreo zi de aia de 15 ore să termin la 6 dimineața. Și să am timp să mă duc acolo. Mi-am făcut și pentru sâmbătă programare la geometrie, să-mi fac valorile alea la camber exact așa cum le vreau. Ar mai trebui să mă duc la evacuare, dar cred că o să mă duc vineri. Depinde cum o să mă trezesc. Și cred că dau o fugă vineri până acolo, până în Leeds. Dacă mă duc mâine, astăzi am luat pauză de la sală, am băgat două zile, o zi pauză, mă duc la sală mâine, joi, bine, joi să văd dacă am timp, depinde la ce oră termină aia cu suspensia. Mamă, cât de încărcat sunt să moară măsa. De bea urc. Și n-am nici de la cu power, să zici că dau inferioară. Trebuie să o las așa, să trag de ea așa pe economic. Bă, fraților, un aer atât de uscat din cauza căldurii și faptul că și a faptului că n-a mai plouat. Uitați-vă cât e de pârjolit totul în jur. Uitați-vă la videouri mai vechi să vedeți câtă verdeață putea să fie și cum arată. Acum nu am avut niciodată așa în Anglia. Niciodată. Și v-am zis că nu preconizează ăștia ploi nici următoarele 5-6 zile. Bine, nu pe zona mea, poate o ploua prin alte părți, dar pe zona mea, oha, sufletul lui Avramiancu. Ce-i mă asta? Remorcă de Argeș. Argeș 02 GPD. Colegule, dacă ajunge filmarea asta pe la tine, să știi că te salut. Să știi că te salut. Bă, aici de obicei la Falkir doar descărcăm, schimbăm vagonul pe stradă și ne întoarcem. Sperăm că voi face chiar asta. Mai există și șansa să mă duc să încarc de la... De fapt, să fac tot schimbare de vagon, dar nu acolo la Falkirk, ci la Berwick.
pe coasta de est a Angliei, porțiunea pe unde se vede Marea Neagră, să zic, Marea Nordului, pe stânga, am mai făcut-o cu voi. Stai așa să nu ne apropiem prea tare. Opa, așa. Ia uite ce este aia, dromaderi, a? Sau cămile. Au două cocoașe. Să-mi scrie și mie acolo în comentarii ce dracu sunt alea. Dar cred că dromader, nu cred că e cămilă. Ce-ați făcut, boss? V-ați oprit? Greu, fraților, și cu sala asta, am o febră musculară de nu mai pot. Am mai dat 6 seara cu aspirină când am fost acasă, dar cred că fără efect. Mâine cred că o să fiu mort. Mâine o să fiu mortadelus. Ce, păi de-aia mergeam încet. Cauză că făcea la stânga. Au. Haide, mă. Băi, mi-am adus aminte, am zis că o să vă zic când mă duc sâmbătă dacă termin de vreme cu geometria la roți și dacă încă e vreme frumoasă. O să mergem într-un loc foarte mișto. Sau cel puțin așa l-am găsit pe el ca fiind un loc mișto. Probabil era și mai mișto dacă aveam dronă, pentru că e superb acolo, cred că de dronat. Și nu știu, cred că mă cam bate gândul, frate, să-mi iau dronă. Nici nu știu ce să fac. Vreau dronă, ba nu vreau, ba mi se par niște bani irosiți, ba nu știu ce. Dar cred că până la urmă o să o iau. Pentru că nu neapărat să bag cadre zi în vloguri sau chestii de-astea, cu camionul sau astea. Că oricum, până la urmă, uite, gen, pot să dronez dacă ajung în locuri ca ăsta sau așa, mergând până în orașe, pe autostradă, ce să dronez, că n-ai ce. Și oricum, cum sunt eu mai mereu cu timpul la limită de ajuns, de nu știu ce, nu știu dacă o să am eu timp să mă opresc mereu să ridic drona. Dar în timpul liber, nu știu, de multe ori m-am lovit cumva de nevoia de a avea o dronă. Mai ales când îl urmărești pe Mariciu, care cumva abuzează de drona aia mereu în fiecare vlog. Când e plecat pe undeva, imediat abuzează. Și să fim serioși, cine îl urmărești pe Mariciu, probabil ați văzut ce cadre face omul cu drona aia și te ia capul, frate, deci nu știu, cred că o să-mi iau și eu. Cred că o să mă opresc. Cred că o să mă opresc la zi, nu mai știu cum se numește aia. Aia care a avut-o înainte de Mavic. Nu mai știu cum morții mă, și se numește. Oricum, tot de la DJI. Nu, Phantom, aia e aia, la altă mică. Am uitat, nu-mi stă pe limbă numele, dar uit. Mavic Air-ul mă duce undeva la aproape 1000 de lire și vă spun sincer, decât să-mi iau Mavic Air, mai bine mi-au frâne pe spate la mașină și fac și evacuare cu banii aia. Și așa, trebuie să fac și chestia asta neapărat cât de curând, pentru că o să vină septembrie, o să fie data limită pentru zi pentru MOT, pentru inspecția tehnică, și trebuie 100% să schimb frânele. După cum știți, ăla pe față le am complete, tot așa zic, de un an de zile zic că le pun, n-am ajuns nici până acum să le pun. Așa zic și de evacuare și de frânele după spate. Poate reușesc până plec înapoi în România, poate reușesc să rezolv măcar una dintre cele două, ori evacuarea, ori frânele. Sâmbătă acum când mă voi duce la geometrie, o să le spun lor să-mi verifice bine pe acolo bucșe, tot ce mai e pe la direcție, pe la articulații, să vedem dacă e ceva de schimbat ca să le schimb. Mașina merge ok, nu simt vibrații sau ceva, chiar și la viteze de peste 200 km la oră. Mașina stă foarte bine.
dar na, ei sunt specialiști și o să uite așa la prima vedere, nu pare nimic nimic ciudat la ea, dar cine știe. O să văd, dacă mi-au sâmbătă dronă, probabil duminică o să și vedeți primele cadre în vlog, dacă va fi vremea frumoasă. Dacă nu mi-au acum, cred că cu siguranță îmi va lua pici cadou de ziua mea. Pentru că ea știe că vreau neapărat o dronă și cumva mi-a dat de înțeles că o să-mi ia drona. Acum, în ultima perioadă, încășunase și pe trotinete electrică, un Ninebot. Dar m-am gândit mai bine și, până la urmă, nu cred că am eu așa mult unde să o folosesc. Nu știu dacă mă ajunge cu ea până la muncă. Mai ales dacă ar fi vreme urâtă. Faptul că acum e frumos, asta nu înseamnă că mereu o să fie așa. Vă dați seama că o să înceapă și ploile și vremea urâtă. Adică nu vremea urâtă, vremea pe englezească. Odată și odată o să înceapă. Și atunci te cam ca cine de trotinetă. Dacă am luat și un overspeed. Băia, să sunt așa cam fără vlagă, nu știu de ce. Aseară nu m-am culcat, târziu m-am culcat în jur de ora 4. Ceva genul ăsta, am ajuns cam pe la 3 acasă. Până m-am spălat, mi-am făcut repede ceva de mâncare. Am băgat și vlogul la editat. L-am lăsat să se randeze de dimineață. Doar l-am urcat pe YouTube și a ajuns la voi și am dormit ceva, adică de la 4 până pe la vreo 12, am dormit vreo 8 ore. Bine, ultimele 2 ore l-am cam chinuit așa, adică cam am tras de mine să dorm. Pentru că nu sunt încă obișnuit să dorm până târziu. Ziua de ieri n-a fost așa grea. Cum durează până mi-intru în ritm așa. Bă, ce frumos să vedem. Mamă, deci dai seama ce fel ar fi, ce fel să văd pe aici peisajele astea din dronă. Blană. Blană de urs. Bă, și cred că o să-mi iau până la urmă. Că uite de aici tu. Dar mă gândesc așa, eu îmi dau seama cam cum se vede de aici. Și nu e din dronă. Îmi dau seama de sus așa din dronă, drumul șerpuit, dragi, laci, maci. Cred că o să-mi iau, pentru că știi de ce? Mai mi-o ocupă și din timp, adică gen când nu am ce face, pac, îți iei drona, te-ai sprijit în mașină și ajungi aici în jumătate de oră. De la mine de acasă până aici ajungi imediat și să faci de lucru. Știi? Bine, eu zic chestia asta acum, că sunt singur aici și că lipsesc fetele, așa dacă ar fi fetele în weekend, clar nu m-aș plictisi. Și clar nu mă plictisesc cu ele în weekend. Pentru că oricum noi suim în mașină și plecăm imediat. Dacă dă plictisea la noi. Aoleu, alt overspeed. Băi, frați peloponezi, se pare că nu voi ajunge la descărcare dintr-o singură perioadă de condus, va trebui să mai fac o pauză. Oricum am oprit mai devreme să-mi iau ceva de ronțăi și niște fructe și mi-am făcut și acolo, am stat cred că vreo jumătate de oră, ceva genul ăsta. Și acum mai trebuie încă o pauză de jumătate de oră, că n-am nicio șansă să ajung până acolo, mai trebuie o oră și 30 de minute. Ce are mă ăsta, a luat o razna. Mai trebuie cam o oră și 30 de minute, iar eu mai am de condus
ore 24, deci n-am cum să ajung. Așa că la intrare în Glasgow până în ieșirea 5, parcă, pe M74, sau să mă opresc, sper să găsesc loc. Eu nu stau nici mult, stau decât jumătate de oră. Și după aia continuăm drumul către Falkirk. Falkirk e și cea mai, să spun, cea mai îndepărtată locație pentru șoferii de zi și de noapte care ajung aici, în Scoția. Evident că mai avem locuri mult mai îndepărtate față de Falkirk, dar de obicei acolo ajung doar tramperii. Dar șoferii de zi sau de noapte, Falkirk e maximul unde se poate ajunge. Până acolo, nu știu, gen 4 ore 20, ceva de genul ăsta faci. 4 ore 25, tot cu băgat la rampă. La mine a fost problema că am pierdut 15 minute de condus prin curte, căutând vagonul. Și atunci, v-am zis și de după amiază, de când am plecat, că probabil o să am nevoie de minutele aia pe care le-am irosit pe acolo degeaba. Și nu din vina mea, tot din vina lor. Nu știu exact ce vagon este. Asta este la neveste, ce să facem? Că nu o lași tu la vale? Tu-s valea mătii. Și acum mori. Păi da. Și dacă aveam și buton de power, te spărgeam. A, uite și pe ăsta, pe a treia bandă. Bă, frate, ce... N-ai să vezi șofer de ăștia, uite și... Uitați-vă, fraților, pe a treia bandă, scârba. E lene să stea să urce, frate. E lene să stea să urce. Evident că n-are voie. Da. Aici e și o urcare de asta lungă și normal că ia nevoia, să vedeți că sunt încărcat, și ăla e încărcat. Tocmai acum a dat și el. Of, ce ții și cu ăștia? Zici că doar pe noi ne mănâncă în cur. Este european, dar și ăștia... Pentru câteva secunde, frate. Pentru câteva secunde n-a vrut pula lui să stea în spatele meu. Și vorbea, n-avea nicio vină, eram în depășire de când hău. Frumos, elegant, fără să-mi curg pe nimeni. Of. Hai să ajungem la Falkirk și vedem după aia ce mai facem. Probabil o să fie deja noapte. Dar vedem. Oh, ne-am terminat și pauza. Am făcut o pauză de vreo 35 de minute. Și între timp am primit și telefon din firmă. Și... că nu o să stau să descarc vagonul ăsta. Când ajung acolo să-i sun că probabil o să las vagonul meu pe stradă pentru cineva, probabil să-l descarce, pentru că e prea devreme. Descărcarea, v-am spus, e la 11 și vă dați seama, ajung acolo la 21:20 mi-arată acum. Fără asta, gândiți-vă dacă nu făceam nici pauza, da? Înseamnă că ajungeam și mai devreme. La 8:30. Și probabil o să iau după acolo vreun vagon. Eu știu, poate... V-am mai zis, de obicei cam așa era jobul ăsta. Descărcai, ieșai pe stradă, lăsai vagonul gol, luai altul plin. Așa că probabil același lucru voi face acum, doar că nu voi mai descărca.
ușor, ușor se și întunecă. Exact ce îmi place mie. Ar fi bine să mă duc să las vagonul ăsta și să mă întorc. Dacă aș lua altul, aș pleca în jur de 10 de acolo, 4 ore jumate până acasă, 2 jumate, aș termina tot cam la fel ca ieri. Da, să vedem. Să vedem, să vedem. Așa că, haideți acolo și mai povestim când ajung. Frații mei peloponezi, tată, așa să plecăm. Băi, am venit, și cum era, am venit, am văzut, am fudut, am plecat. Bă, nu știu cum era vorba, dar cum era, veni vici, veni dragi, mă corectați voi, nu știu de asta. Băi, am venit, am schimbat vagonul, luăm direcția înapoi către casă. Va trebui să mai facem o pauză, evident, pe drum de 45 de minute. Nu știu unde o să o facem. Hai de boss. O urât e sensul stabilizatorului. Mic, înghesuit, vai mama lui. Trebuie să te întorci până tot sensul. Băi, vreau să vă zic că am 47 de paleți de pește proaspăt și e atât de greu, e mai greu decât cu ăla care am venit. Deci chiar e greu. Și uite că și astăzi avem o zi ușoară, frate. Bă, cumva îmi și place așa pătura asta noapte, că vedeți cum e, doar vii, descarci, pleci. Nu faci, nu stres, nu zăpăceală. Am avut noroc cu zilele astea două că am venit încoace pe partea asta de nord, nu am trafic. Bine, probabil mâine nu vor mai da Scoția sau... Bine, nu m-a supărat să-mi dea. Uite, deci astăzi cu tot cu pauză ajung în jur de 3, hai să zic 3 jumate să termin. Fac 12 ore jumate, ieri am făcut 12. Lejer. Lejer, lejer. Sper să nu am probleme pe drum, adică n-aș avea ce să am. Văd că ăsta tomtomul nu mi-arată nimic. Bă, stai așa, că aici ăștia se bagă pe lângă mine și îi fut. Merg eu pe ambele benzi. Se bagă pe lângă tine pentru că au aici, fac dreapta. Dar ei nu-și dau seama că fiind sensul giratoriu mic, indiferent cât aș vrea să fiu de băiat bun, chiar dacă mă bag pe partea aia, tot nu am loc și tot îl înghesui. Eu nu frânez, dar frânează el. Așa că luăm fraților înapoi spre casă. Am văzut că a bătut și Franța. Îmi bat pula în Franța. Vreau să bată Belgia, am avut și la pariul tău pe Belgia. Asta e. Am mai pierdut și noi 10 lire. Dar i-am recuperat ieri de astăzi. Am băgat peste 60 km, am mai pus câte 10 lire acolo. Bine, încă n-am pus. E la figura zi, dar o să pun. Am că mă bag și eu nu mai frânez, că sunt foarte încărcat. Și așa, nu te-ai băgat în sensul giratoriu, că erai un pusi. Un pusi. Deci e stadionul de la celor de la Falkirk. Nu sunt în prima ligă, dar mi se pare că la a doua. Nu mai știu cât. Oricum, v-am mai spus eu, când am venit pe aici, v-am mai arătat și v-am spus că joc și la pariu destul de des. Bine, în perioada aia jucam destul de des, că după aia nu i-am mai băgat. M-au scos de câteva ori și am renunțat la ei. Fraților peloponezi, cam ăsta a fost vlogulețul. Ne vedem în firmă. Mai bălmăjesc două, trei cuvinte. Și aia a fost și ziua de astăzi. Așa că let's go acasă. Sau haideți home. Una le combinăm. Let's go acasă și haideți home. Frații mei peloponezi, am ajuns în firmă. Băi, nu prea mă simt deloc bine. Sunt foarte amețit. Și parcă așa, nu știu ce se întâmplă cu mine. Mi-a ieșit somn, ultima oră. Deci, cât e? 3 fără un sfert. Ca și ieri termin.
ultima oră de condus am rămas, dacă nu, nu mai știu cum am mers. Deci exact oboseală de aia de te rupe, frate, de treci pe lângă un lucru și nu știi, nu ții minte că ai trecut. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Mamă, durează până minte un ritm, frate, durează. Fraților, asta a fost ziua de astăzi. Oh. Am băgat 693 de kilometri. Costă mai mult ca ieri. 100 și, de fapt aproape 100 de kilometri mai mult ca ieri. Nu mai lungesc că sunt foarte obosit. Vă tare mulțumesc. Nu uitați, dați-vă un share, un like, orice vreți voi. Nu uitați de concurs, nu uitați electrico.ro/trackerboy. Nu uitați să-mi trimiteți poze dacă aveți cu produsele Trackerboy. Și nu uitați să vă uitați. Astea fiind spuse, eu vă tare mulțumesc, ne vedem mâine la o nouă truchereală. Până atunci, ciao, pa!